Și sunt noi imagini, doamnelor și domnilor, de la accidentul teribil care a declanșat planul roșu de intervenție în Maramureș. Peste 50 de victime, doamnelor și domnilor, se intervine de urgență. Acolo e plan roșu activat, așa cum ați auzit. Mircea Simen, direct cu informațiile de ultimă oră. Mircea, ce se întâmplă acum acolo? Bun găsit tuturor! La fața locului au reușit cei de la ISU Maramureș să ajungă cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de descarcerare, trei, iată, autospeciale SMURD și una pentru victime multiple și un elicopter SMURD a fost redirecționat acolo, dar și patru ambulanțe SAJ. După cum puteți vedea și dumneavoastră, autocarul a trecut de gardul casei și a intrat direct în acea casă. Cel puțin, până în acest moment, avem informația că șoferul autocarului este în stare de inconștiență, iar mai mulți pasageri care se aflau în autocar au reușit să iasă singur de acolo pe geamurile autocarului care s-au spart. Desigur că după o parte dintre aceștia au urcat și i-au scos de acolo cei de la ISU. S-a activat planul roșu, cum spuneați și voi, iar tot această activitate acum este în dinamică.